sunt clujeni, ei sunt din centrul Transilvaniei, este normal să avem în repertoriu și piese din zonă și din alte zone și din alte... Ei abordează cu mare drag piese din Bistrița, de exemplu. Din repertoriul marilor interpreți de folclor, deocamdată care sunt piese mai cunoscute și care le fac și lor plăcere. Însă, în timp, am ajuns să cânt și piese mai serioase, mai profunde și doine cu ei și le face la fel de mare plăcere. Asta mă bucură și pe mine. Este extraordinar de frumos de lucrat cu ei. Nu numai pentru că sunt suflete așa mai curate decât... Sunt mai sincere, dar mai pure. Orice altfel de etapă din viață, de vârstă, ci pentru că se apropie, dacă o fac cu tot sufletul, se apropie de muzică. Și pe lângă toate acestea, mai ai timp să realizezi și o emisiune, să realizezi și să prezinți o emisiune la Radio Renașterea. Da, ascultătorii te ascultă cu mare drag și spune ceva despre asta, nu e puțin lucru. Dacă vorbesc despre copii, vorbesc pentru că în acest moment cariera mea artistică se reduce puțin, nu apar în spectacole prea des, în schimb am în fiecare an câte un turneu în străinătate, în care mă străduiesc să reprezint folclorul românesc la cât mai înalt nivel, la cât mai bun nivel artistic. Așa încât partea care ar trebui să o completez și să o compensez în scenă, o fac la postul de radio Renașterea, unde realizez emisiunea Arhiva de Folclor. Este o emisiune, un format de emisiune care îmi place la această oră, pentru că eu pot să fac și să prezint ascultătorilor genuri diferite de muzică populară și mai ales pe tematică. Sunt emisiuni, sunt zile în care prezint o anumită tematică, zile în care prezint medalion artistic, în care prezint un singur interpret, sunt zile în care mă duc și mai aproape de sufletul lor, pentru că este de ca realizator, știu. Ăsta e adevărul că avem segmente diferite în public și atunci trebuie să faci pentru fiecare dintre ei să se simtă bine, să asculte cu plăcere emisiunea, să se regăsească fiecare ascultător în emisiunea pe care o realizez. Și radioul îmi dă posibilitatea asta să mă desfășor într-o săptămână cu tot felul de tematici, de genuri pe care le abordez. S-ar părea că sunt foarte multe activități și că pentru un om e greu sau poate chiar imposibil să reușească să le realizeze pe toate. Însă pentru Maria Leșe nu e imposibil și nici greu, pentru că știu tot ce faci cu mare drag și cred că ești mândră că poți contribui la perpetuarea culturii tradiționale. Faci extraordinar. Da, și nu mă rezum numai la muzica populară, numai la folclor, pentru că lucrez într-un domeniu, într-un post de radio care are un anumit specific. Și piesele sunt acolo, nu le-aș spune cenzurate, sunt puțin selectate. Trebuie să aibă o anumit, să prezinte textul ca atare și să încercăm să fie potrivit cu cei care ascultă un astfel de emisiuni. Am și preocupare în domeniul acesta pentru că am absolvit la Academia de Muzică și o secție de muzică religioasă, muzică bizantină. Și pe lângă folclor, un gen de muzică care merge mână în mână cu folclorul este, dacă am putea să spunem, la fel de vechi ca și muzica folclorică, este muzica religioasă. Am abordat încă din facultate, încă dinainte de facultate, de fapt, pentru că în satele din Lăpuș am cântat și folclor și muzică religioasă. Am abordat deci încă de atunci. Așa se face că am venit la Cluj și am urmat și secția de muzică religioasă. Am absolvit secția de acolo și m-am străduit ca atunci când mă duc în străinătate și reprezint folclorul, să reprezint și muzica religioasă. Și anul trecut, pentru că am fost prezentă la un festival internațional în Polonia, am avut șansa să ofer un recital de muzică religioasă, aș spune,
s-a nimerit să fie atât de frumos și contextul în care a avut loc recitalul a fost o expoziție de icoane românești de la Cluj. Am făcut-o cu Teodora Roșca și după toate acestea, după ce ochiul s-a bucurat să vadă icoanele, am început un recital de muzică bizantină într-o mănăstire lângă Preșmil, Uicovițe. M-am interesat pe urmă, la început nu știam exact unde mă duc și ce se va întâmpla. A fost un cadru extraordinar de frumos. Sunt trei mănăstiri ortodoxe în Polonia. Într-una din ele am concertat eu. Am cântat eu un recital de unul singur, a fost un singur interpret. Atât a fost de impresionat starețul mănăstirii încât a rugat să reiau recitalul și în momentul în care l-am terminat am avut și surpriza. Este undeva într-o pustietate, într-un câmp, nu îți face impresia că acolo trece atât de multă lume cât am avut ocazia să vedem la recital. Însă au fost atât de bine organizați. În momentul în care a început recitalul, au venit câteva autobuze cu pelerini, au știut că este acolo o activitate și au fost prezenți la spectacol, la recital, să ne spun spectacol. Am avut și surpriza și bucuria să... Am dorit să nu-l fac în văzul publicului. Am dorit să las expoziția de icoane și eu să fiu undeva în corul bisericii, undeva unde se cântă. Era, practic, un loc foarte mic, dar undeva de acolo să se audă. Și a cerut părintele stareț, a cerut nu să fim la vedere, pentru că este extraordinar de interesant de văzut și transformarea. În momentul în care cânți, trebuie să trăiești și să vadă cei din public, să vadă și trăirea interpretului. În orice caz, mă bucur din suflet pentru această șansă a ta de a avea asemenea trăiri, de a trăi așa ceva. Nu, multora le este dat și Maria Leșe chiar merită asta. După un scurt moment publicitar, ne reîntâlnim cu Maria Leșe și apoi și cu cântecele ei. Spectacular prin design, modern prin dotări, cu mobilă în stil minimalist, Sunny Hill Hotel este impunător prin standarde. Departe de forfota și aglomerația orașului Cluj-Napoca, amplasat într-o zonă verde, pădurea Făget, Sunny Hill Hotel vă așteaptă cu porțile deschise. Sunny Hill Hotel. Esența liniștii tale. Energia solară este acum o soluție și în România. Colectoarele Plane sunt destinate prepararii apei calde, încălzirii piscinelor și auxiliar la încălzirea împărtoseală optimală în perioada aprilie-octombrie. Cele cu tuburi vidate sunt optimizate în geometrie de o calitate și eficiență ridicată. Se pot utiliza și în perioade fără radiație directă sau cu temperaturi scăzute, adică și iarna, pentru preparare de apă caldă, încălzire împărtoseală și încălzirea piscinelor. Un sistem format din două colectoare asigură 80% din necesarul anual de apă a unei familii de 4 persoane. Există multe căi. Cea pe care vă propunem noi e una sigură. Calitate la preț rezonabil. Dark Cafe. Pasiune pentru espresso. Hyundai Tucson aduce aventura în viața ta, dar și o ofertă pentru care ai face orice. Preț de la 13.990 euro sau 16.648 euro TVA inclus. 7 ani garanție și primele 3 revizii gratuite. Descoperă SUV-ul cu cea mai bună ofertă din România. Detalii la dealerii autorizați Hyundai. Hyundai. Drive your way. Clubul sportiv Școlar Viitorul formează campionii la patinaj pe role, începând cu vârsta de 5 ani, între orele 10 și 12, în Parcul Caragiale, pe toată perioada vacanței de vară. Telefon de contact 0720 530 104. Campanie de opinie inițiată de Monitorul de Cluj. Tot ce îți dorești în ceea ce privește eliberarea de stres. La Aquina Health and Fitness găsești relaxarea și menținerea într-o formă maximă a corpului tău. Piscină, jacuzzi, sală de forță, masaj, steam bath, sauna, solar, toate în același loc. Pe strada Andrei Șaguna, numerele 28-30. Aquina Health and Fitness, pentru starea ta de bine.
Dacă faci bote sau nuntă, vrei să vină lume multă și mâncând pe săturate să îți cotizeze, frate. Exclusiv Catering îți oferă pentru evenimente două săli, una de 250 de persoane și alta de 180, în care la prânz servim și masa. Exclusiv Catering, unde cheful e să vină. Exclusiv Catering, Bulevardul 21 Decembrie, 128-130. Exclusiv Catering. Telefon 453-141. Exclusiv Catering, arta servirii perfecte. Pui picant, iaurt răcoritor. Be hot, stay cool. Încearcă noile arome hot și cool de la Lay's Max. Vrei și tu? Spectacol și adrenalină. Mobil One și Motoland vă oferă etapa 4-a campionatului național de Endurocross. 7 iulie, ora 10, la ieșire din pădurea Făget spre Sălicea. Parteneri principali Ursus, Acerbis și Maxis. Parteneri Hotel Tulipin, Sunny Hill și Humbaur prin Novo Connect. Parteneri media NCN, Radio Guerilla, Motolife, Gazeta Sporturilor, Piața de la A la Z, Clujanul, Monitorul de Cluj, Zile și Nopți, Clujforol.com, Cluj.info, Euromedia, PMA Invest, New Look Media și Advantage Media. Organizatori Motoland și MSA. Servicii IT, centrale telefonice, echipamente de birotică, sisteme de supraveghere și alarme. Once IT Solutions. Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Activități foarte multe și cu toate acestea ai reușit să-ți faci timp să înregistrezi o parte dintre culegerile pe care le-ai făcut de-a lungul vremii, să le dăruiești ascultătorilor de folclor. Tocmai de aceea ne bucurăm să avem astăzi în casa noastră, în emisiunea noastră, acest compact disc al tău. Și mai ales ne bucurăm să putem dărui clujenilor, telespectatorilor emisiunii Folclone Pieritor, înregistrări ale acestor piese. Am cântat în spectacole timp de 6 ani melodiile care sunt înregistrate și m-am gândit că ar fi timpul ca cei care cărora le face plăcere să le asculte să le poată să le poată asculta și să le aibă la îndemână oricând, la orice oră. Așa încât în anul 2004 am făcut editarea acestui compact disc și o lansare. Eram pe atunci în Polonia, eram la Varșovia. De Mărțișor a avut loc lansarea acestui compact disc. Ce frumos Mărțișor! Dăruit, mai ales pentru românii de acolo, care sunt atât de dornici de tot ce vine din țară, de tot ce vine de aici, de la noi. Da. Dar nu numai pentru ei, ci și pentru cei din țară. E un album foarte valoros, asta nu o spun eu, au spus-o specialiștii care l-au ascultat și nu poate fi altfel, pentru că în primul rând este realizat de un specialist și e evident că știu ce să pună acolo. Acea sinteză, întotdeauna vorbesc despre text și melodie atât de mult că mi se pare uneori că vorbesc chiar prea mult, o să-i stresez probabil pe unii, dar țin extrem de mult la a se înțelege. Îmi doresc foarte mult să se înțeleagă importanța acestei combinații fericite, inspirate a textului cu melodia. În cântecele Mariei Leșe găsim acest lucru și apoi mai avem și norocul să ascultăm la aproape toate melodiile o vioară unică, cea lui Ovidiu Barteș. Da, el a făcut acompaniamentul. Ai știut, ai și acest talent să-ți alegi lângă tine oameni de calitate, oameni valoroși și atunci, bineînțeles, că lucrurile nu pot să iasă altfel sunt decât la valoare. Sunt oameni de excepție și cei cu care am colaborat pentru realizarea CD-ului. Nu se putea altfel, mă bucur din toată inima că e așa, un om ca tine merită să aibă asemenea rezultate. Iar emisiunea noastră îmi doresc eu să merite prezența unui om ca tine și sper că e așa, pentru că în primul rând clujenii, iubitorii folclorului, merită să vă poată asculta, să vă poată vedea. Sper să facă cu plăcere cât mai mulți dintre ei. Și eu sper din suflet și vreau să-ți urez din toată inima să dea Dumnezeu tot ce ți-ai propus tu să se împlinească,
pe toate planurile, în plan personal, în plan profesional. Ți-a dat Dumnezeu norocul să faci ceea ce îți place și toți care avem această șansă trebuie să ne declarăm mulțumiți. E nemaipomenit să faci ce îți place. Nu numai mulțumită, să ne achităm onorabil de și ea. Și să ne achităm, da, ai dreptate, pentru că e și o responsabilitate rând, dincolo de toate. În primul rând, asta este foarte important. Îți mulțumesc din toată inima pentru prezență. Mi-a făcut plăcere, am venit cu mare drag la emisiune. Mulțumesc mult de tot. Dumneavoastră vă spun tuturor să vă fie bine și să vă bucurați de tot ceea ce vă dăruim și în această seară. O să aveți imagini foarte frumoase și o să vă bucurați de cântecele Mariei Leșe, nu doar în această seară, ci și în emisiunile reluare, dar și pe parcursul timpului când vom reuși să vi le mai difuzăm. O seară frumoasă tuturor! La 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 la